cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să știi durerea mea, Aline, mamă. Sufletel frumos și bun. Noi am întrebat din casă în casă unde trăiește cea mai gospodină femeie și o scrie că la poarta asta albastră. Și această femeie frumoasă astăzi este o magiată. Câți anișori frumoși faceți astăzi? 5 și 1. 15, da? Exact. Dar în suflet câți aveți, doamnă? 51. Tot atâta? Bravo! Înseamnă că fiecare an acumulată a fost o comoară și o avere pentru dumneavoastră. Și noi cu această inimă mare, de obicei, venim la cei mai frumoși oameni, cu suflet mare, cu suflet curat, cu inimă bună, care merită tot ce este mai frumos și scump pe acest pământ. Noi vrem să vă felicităm cu această sărbătoare frumoasă. Fiecare vârstă este importantă, frumoasă și fiecare este bună la timpul său. Noi ne bucurăm atunci când oamenii îi spun că au tot atâția anișori câți au și în buletin. Asta înseamnă toți anii au fost trăiți din plin, cu tărie, cu putere, cu nădejde în viitor. Și din cauza asta ați strâns și în jurul dumneavoastră oameni frumoși. Și noi cu această inimă mare venim să vă felicităm cu această sărbătoare frumoasă. Și cum merită femeile astea frumoase? Să aibă și ele brațele pline de flori și astăzi, dar și în fiecare zi. La mulți, mulți ani, multă sănătate și cât mai multe surprize și toate să fie plăcute. Primiți-vă floricelele! Da! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! Cine? Liuba să trăiască, Liuba să trăiască, la mulți ani! La mulți ani, doamna Liuba! Mulțumim frumos! Doamna Liuba, și avem o întrebare pentru dumneavoastră. Știți oare cine ne-a rugat să vă facem ziua mai frumoasă? Și din partea cui vine această inimă minunată? Bă, ce-i dragi, eu știu, nu știu precis. Dar cum credeți? Cam unul dintre ei care mi-i drag tare, tare, îi fegea, jinerile noi. Și el e drag tare, da? Da, e corect. Cum e fica de drag, așa e și ginerile. Dar unde e ginerile? La lucru. Această surpriză, într-adevăr, vine de la copilașii care vă iubesc foarte mult. Aveți pe cineva mai aproape, cum ați spus, cineva e la lucru, dar toți vă iubesc cu aceeași intensitate. Și uitați-vă ce gânduri frumoase. Cel mai tare mă iubești omul, ca și cum am fund. Vin mai încoace, voi. Aici avem câteva rânduri pentru dumneavoastră și o să vă rugăm să le ascultați. Dragă mamă, este ziua ta de naștere. Astăzi este cea mai frumoasă sărbătoare, căci astăzi s-a născut cel mai scump om de pe lume, cel mai bun și cel mai iubit de mine. Îți doresc o viață lungă, o sănătate de fier, multe motive pentru a zâmbi, pentru că atunci când zâmbești, totul în jur înflorește. Vreau să rămâi la fel de veselă și pozitivă. Ești un om cu literă mare. Ești cea mai puternică persoană pe care o cunosc. Fie ca această putere să fie întotdeauna cu tine și să ne molipsești și pe noi. Fie ca nimic să nu-ți împiedice fericirea și strălucirea din ochii tăi să nu dispară niciodată. În fiecare zi să ai doar zâmbete și bucurii. Cu noroc să-ți fie plină viața, limpede ca dimineața. Să ai parte de tot ceea ce-ți dorești în fiecare zi. De sănătate, dragoste și de putere. Te iubesc, la mulți ani. Cu mult drag și respect, fiica, Elena, nepoțica, Rusalina și, bineînțeles, ginerile Fiodor. Corect. Mulțumim frumos! Toți vă iubesc cu aceeași intensitate. Dar dacă au... Dacă au spus cel mai mare buchet care l-am găsit, așa e. Cel mai mare și cel mai frumos pentru scumpa și draga lor mamă, bunică și mama soacră. Mama soacră? Exact. De la soacră. Mulțumim frumos. Mulțumesc Dumnezeu. Mi-a dat putere și i-am crescut mari, frumoși, sănătoși și iubesc foarte, foarte mult. Dacă o fi să apară în ochișorii dumneavoastră lacrimi, să fie doar de bucurie, de dor și de dragoste față de toată lumea care vă mulțumim slujinerile fieghea să-l păzească Dumnezeu sănătate, putere la muncă și să întoarcă mai degrabă acasă. Că acești copilași mai iau un cadou pentru dumneavoastră. Și punguța câte-ai bani? Exact! Hai, arătați-ne și nouă, ce aveți acolo? Hai să vedem! Dar nu zângâie! N-are nici o rubră, nu zângâie, amă ele nu zângâie! Chică, dar nu știu. Vreți să mă legați și numai acasă, de asta, ca un fel de lanțung, cum s-ar spune. Mulțumim frumos! Bravo! Ia, ca uite ce frumusețe are mama, așa? Principal sănătate. Restul face pe toate, gecișor. E harnic, știi? Da-i făcut. Și trebuie să mult, mult. Ce vă? Liuba, e ziua ta. E ziua cea mai mare. În asta zi îți dorim a noastră fericitare. Să fii sănătoasă, frumoasă, stimată de prieteni, de copii și de tot ce e drag pe lume. Toți stimeze. Mulți ani! Fata mamei, fată, îți mulțumesc frumos, din tot sufletul. Îți dorești sănătate, pace și bucurie. Vă mulțumesc frumos că v-ați chinuit, v-ați străduit, v-ați stăruit pentru mine. Să fiți sănătoși până la doi bătrâneți împreună. Rusalina, bunica te iubește. Mult, mult, mult iubește bunica. Федя, спасибо вам за все. Спасибо. Дай Бог тебе здоровья, счастья. Желаю, чтобы ты быстрее вернулся домой и обратно возле семьи. Mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. De uitat povața ta să mă iei, măicuța mea.